Cele mai norocoase zile din mai 2020. Vor fi 3 zile cele mai fericite în mai 2020. Sunt doar 3 zile, dar vor reuși să aducă noroc multor oameni. Descoperă ce zi este norocoasă pentru zodia ta și prinde norocul. Mai 2020. Mercur în trigon cu Jupiter. Jupiter se extinde și mărește, acordă importanță și atrage atenția favorabilă a oamenilor influenți asupra acelor probleme pe care planeta le simbolizează în aspect. În această zi, Mercur va fi în Taur, ceea ce înseamnă că întâlnirile, cunoscuții, călătoriile și activitățile intelectuale care vizează rezultate practice vor dobândi o anvergură deosebită. De exemplu, o călătorie practică în străinătate sau publicarea unui articol pe un subiect financiar va avea succes. Norocoși vor fi Taurii, Gemenii, Fecioarele, Săgetătorii și Capricornii. Taurul va fi acolo unde este necesar să vorbească, să țină un discurs, să învețe pe cineva ceva. Cuvintele lui vor fi auzite de mulți, dar vor fi acceptate nu numai bine, dar cu încredere și respect. Gemenii vor fi duși la informații din surse secrete, negocieri pe online, în probleme legate de emigrare, în atragerea atenției publicului asupra anumitor probleme ascunse, secrete. Fecioarele vor avea o călătorie de succes în străinătate și vor căuta noi prieteni străini. Îi vor fi auzite cuvintele pe tema politicii, credinței sau moralității. Ziua va fi de succes pentru publicarea lucrărilor. Săgetătorul va avea noroc în muncă și bani. Ziua va fi de succes pentru angajarea personalului, atingerea obiectivelor financiare personale. Capricornii vor câștiga autoritate și influență, vor avea mai multe oportunități pentru realizarea de sine și totul datorită unei întâlniri, cunoștințe, conversații, scrisori sau apel. Mai 2020. Soarele în trigon cu Jupiter. În această zi, inițiativele individuale în problemele practice vor avea succes. Ne putem îmbogăți, putem deveni faimoși datorită realizărilor practice, să ne realizăm personal planul nostru practic important, să devenim experți în sfera financiară sau în alte domenii materiale. Acest lucru este valabil pentru Taur, Leu și Capricorn. Taurul va deveni celebru în această zi, semnificația lui social va crește. Inițiativele lui personale vor fi susținute de societate și de oameni influenți și, într-adevăr, în această zi va avea noroc. Pentru orice ar face, totul se va dovedi bine dacă va face acest lucru din propria inițiativă și dorință. Leii vor deveni celebri în lumea profesională. Vor obține succesul și recunoașterea în munca lor, vor fi promovați, vor obține o poziție bună, vor deveni câștigători ai unei competiții sau a unui test. Dacă leului îi crește faima profesională, atunci capricornului cea personală. El va câștiga o mare autoritate. Acest lucru se va întâmpla din cauza faptului că va cădea într-un fel de situație importantă, luminoasă, din întâmplare și datorită norocului. Mai 2020. Marte în sextil cu Uranus. În această zi putem avea o șansă și să câștigăm. Situațiile acute și tensionate, când totul pare a fi agăsat de un fir, vor lua brusc o întorsătură bună. Destul de neașteptat, se vor deschide noi oportunități. În această zi va trebui să acționăm rapid, dar ținând cont de subcurenți diferiți. Marte va fi în pești. Norocul îi așteaptă pe berbeci, tauri și pești. Berbecul va avea noroc în treburile secrete, în jocurile de culise, în lupta împotriva inamicilor secreți. Norocul poate fi legat de locurile literalmente închise, salonul unui spital, un sat de cabane închis, o grădină zoologică sau o rezervație naturală. Pentru Taur, viața se va schimba brusc în bine, va avea mai multă libertate. Acest lucru se va întâmpla sportivilor, pompierilor sau celor din armată. Peștii, în această zi, vor avea noroc în acțiune, munca fizică, sport sau în orice risc. Mult noroc și nu uita să dați click pe butoane!